În Episcopia Săverinului și Strehaiei a avut loc astăzi consfătuirea anuală a profesorilor de religie din școlile mehedințene. Întâlnirea a avut loc în sala de conferințe a Centrului Cultural Sfântul Ioan Gură de Aur din Drobeta, Turnul Severin. În cadrul ședinței, cei prezenți au evaluat procesul educațional la disciplina religie pentru anul școlar 2021-2022. De asemenea, au stabilit prioritățile pentru anul în curs și au identificat noi proiecte catehetice care să fie desfășurate în parteneriatul școală-biserică. Ne-am bucurat de deschiderea acestor consfătuiri prin prezența atât a domnului general Vasile Timiș din cadrul Ministerului Educației, cât și a părintelui George Jambore din partea Patriarhiei Române. Le mulțumim pentru faptul că ne-au dat un cuvânt de învățătură și de curaj la începutul acestui an școlar, care stă pe coordonate noi și totuși aceleași, sau aceleași și totuși noi. Aceste aspecte le discutăm noi în continuare, într-o dezbatere lărgită, încercând să facem din predarea religiei, așa cum a fost mereu, o oră creativă și să insist pe cuvântul de ordine interioară și care vreau să-l transmit și colegilor mei, motivație. Motivația dascălului de religie pentru a fi în fața copiilor, acești copii ai anului 2023 care ridică probleme pe care poate nu le-am bănuit până acum și pentru care noi trebuie să încercăm să fim pregătiți, așa cum spune Maica, să intrăm în starea de părinte, apropo de pilda fiului risipitor. Doar simțind și interiorizând starea de părinte, putem să fim dascălul de religie de care copiii au nevoie. Formatul pe care l-am adoptat pentru această întâlnire a fost unul mixt, adică noi, cei care activăm în cadrul Episcopiei Severinului și Strehai, în cadrul județului Mehedinți, atât profesorii de religie cât și inspectorii școlari și invitații din apropiere am fost prezenți fizic, iar în mediul online au fost alături de noi părintele consilier patriarhal pe probleme de învățământ, cât și domnul inspector general Vasile Timiș, și ne-au împărtășit gândurile și noutățile apărute în acest an care aduce multe astfel de noutăți în ceea ce privește învățământul școlar din România. Sperăm că am pus început bun unui nou an școlar și că vom reuși și pe parcursul acestui an să atragem alături de noi cât mai mulți tineri și să-i facem să se îndrăgostească de ora de religie, pentru că este esențială în formarea lor, atât profesională cât și morală. La consfătuire a participat și monahia Emilia Nistoroiu de la Mănăstirea Cerneți. Aceasta le-a propus cadrelor didactice o activitate de formare duhovnicească ce poate fi implementată sub sintagma Cine sunt eu?